Salut! Știți ce am observat? Am văzut că videoclipurile cu subiectul semnele vremurilor, Apocalipsa, semnul fiare 666, venirea Domnului, răpirea, sunt vizionate și șeruite într-un mod extraordinar. Zeci de mii, sute de mii de vizualizări, chiar milioane adunate la oaltă pe canale YouTube în România și la nivel mondial, cu atât mai mult. Dacă vizionezi sau dacă vrei să vezi în ce vremuri trăim și cauți aceste lucruri pentru că ți este dor de Hristos și îți este dor să ajungi acasă sau îți dorești să vină Hristos ca să te răpească, foarte bine faci. Dar acest lucru este valabil pentru tine doar dacă ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, doar dacă l-ai mărturisit pe Hristos ca Domn și Mântuitor și dacă ai crezut din toată inima că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Doar așa vei putea avea parte de răpire, doar așa vei putea avea parte de Hristos. Pentru că dacă nu ai făcut acest lucru, venirea Domnului pentru tine poate fi o catastrofă, un dezastru, poate fi cea mai mare nenorocire pentru tine venirea Domnului dacă tu nu ți-ai pus viața în rânduială. Spune cuvântul Dumnezeu în Tesaloniceni când vor zice pace și liniște, o mare prăpădenie sau un dezastru, nenorocire va veni peste ei, ca durerile nașterii, peste cine? Peste cei care nu au o relație personală cu Hristos, peste cei care nu și-au pus viața în rânduială, peste cei care nu au spus da lui Hristos și nu lumii. Știți că acum sau de câteva luni Trump trebuie să vină cu un tratat de pace între Israel și Palestina și acesta va fi dealul, să zic, secolului, pentru că când spune acolo în Tesalonicenii, când vor zice pace și liniște, nu vorbește despre Ungaria și România sau Ucraina și Rusia, vorbește despre Israel și Palestina, pentru că centrul atenției întregii lumi este pe Israel, sau să zic, tot ce se întâmplă în Israel, să zic așa, coordonează vremurile de pe urmă. Și despre acest tratat de pace este vorba. Președintele Franței a spus că dacă Trump nu vine cu un tratat de pace între Palestina și Israel, urgent, o să vină el cu un tratat de pace. Parcă în ianuarie Trump a promis că o să, nu a promis, a spus că o să vină cu un tratat de pace. Trebuia să vină în septembrie, dar a zis că încă nu este gata și vrea să vină cu un tratat de pace perfect. Și a spus că o să vină în ianuarie. Probabil nu o să fie în ianuarie, o să fie martie, aprilie, dar cel puțin o să fie, cel mai mult sigur, o să fie în 2019. Și cum spune cuvântul Dumnezeu, când vor zice pace și liniște, o mare prăpădenie va veni peste ei ca durerile nașterii. Deci, într-adevăr, trăim în vremurile de pe urmă. Într-adevăr, hai să zic, vremurile de pe urmă deja este puțin spus. Trăim la sfârșitul, în ultimele secunde, înainte de, să zic așa, metaforic vorbind, înainte de răpirea bisericii, înainte de a veni Domnul ca să își ia pe cei credincioși. Și cum spuneam, dacă aștepți pe Domnul din toată inima, pentru că ți este dor de El, pentru că îl iubești, pentru că nu mai suporți, să zic așa, atâta răutate în lume și ți-e dor de El, cum spunea Pavel, că mai mult îmi doresc să fiu cu Domnul decât să fiu aici în acest trup. Dacă acesta este cazul, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar dacă, să zic așa, urmărești vremurile de pe urmă, semnele vremurilor, Apocalipsa și așa mai departe, ca să vezi dacă mai ai timp să trăiești viața în păcat sau ca să vezi dacă mai ai timp să te pocăiești, vreau să spun că faci un mare, mare sau o mare greșeală. Pentru că spune cum Dumnezeu, astăzi dacă auzi chemarea, nu amâna, pentru că ziua de mâine nu îți este garantată. Dacă vrei într-adevăr ca venirea Domnului să fie o mare bucurie pentru tine, astăzi predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Astăzi mărturisește-L pe Iisus ca Domn, astăzi crede din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă nu faci acest lucru, venirea Domnului sau răpirea poate să fie o mare nenorocire, o mare dezamăgire, o mare primejdie pentru tine. Dar ce bine că astăzi ai șansa să spui lui Hristos da și să spui lumii nu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste tine. Verificați pe canal, pentru că am un videoclip care se intitulează Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit și în urmă cu 3 săptămâni aproximativ am postat un videoclip despre mântuirea prin har.
Deci, nu amâna. Astăzi, dacă auzi glasul, nu amâna. Astăzi s-a făcut chemarea. Spune cuvântul Dumnezeu, mulți chemați, puțini aleși. Astăzi ai fost chemat. Fă ca să fii unul dintre cei aleși, acceptând invitația lui Hristos la pocăință. Shalom.